Propunerea Comisiei de Estetică în Urbanism de reabilitare energetică a 16 blocuri din zona centrală a Sucevei, prin metoda fațadelor verzi din plante naturale, a fost respinsă de proprietari. Recent, primarul Ion Lungu a recunoscut că există opoziție la această propunere, care vine din partea arhitecților, însă a ales ca ultimă șansă să discute direct cu sucevenii din blocurile respective. Edilul șef al municipiului Reședințe de Județ a recunoscut că inițiativa arhitecților nu a fost agreată de proprietari în pofida faptului că a avut discuții directe cu aceștia. Drept urmare, va renunța să mai insiste, deoarece nu vrea să pună în pericol reabilitarea energetică a blocurilor. Din păcate, nu am ajuns la nicio concluzie. Au dorit locatarii de acolo să le dăm garanții 40 de ani. De înseamnă că a fost ca așa să dea vremea lui Ceaușescu, probabil. Am spus că nu putem să dăm decât 5 ani, care sunt fonduri europene, și mai dă constructorul, 2 ani, 3 ani pentru execuția lucrării. Dar am văzut că, iar oamenii, clar, au spus că dacă nu, ei ies din proiect, că nu sunt de acord. Sigur că dacă un cetățean de acolo nu este de acord și mă dă în judecată, blocăm proiectul. Ca atare, am renunțat la această variantă, nici nu mai merg la celelalte întâlniri, la cealaltă asociație de proprietari. Este clar că va merge varianta clasică. Nu am ce să reproșez oamenilor, înțeleg apărarea dreptului de proprietate, dar eu ca primar am fost încântat de soluția propusă de arhitect, nu am propus-o eu. Oraș verde, sigur, o să spună că primarul avea o gândire retrogradă, nici n-a vrut să audă. Uite, am vrut să promovăm acest proiect în care eu chiar am crezut, am făcut simulări, am făcut planșe, din păcate proprietarii nu sunt de acord și ultimul cuvânt la proprietarii, ca atare ne întoarcem la varianta clasică, pentru că până pe 15 iunie trebuia să clarificăm într-un fel sau altul că suntem într-o criză de timp. Noi, din luna august, trebuie să depunem proiectele la PNRR, la finanțare. Ori, dacă nu avem studii făcute, nu putem face acest lucru.